Cine ești, ce ești și ce-ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am regăsit. După ce am vorbit despre inteligența emoțională, am vorbit despre comportamente, temperamente, despre cauzele subtile ale bolilor sau ascunse. Uite că am ajuns acum să abordăm un alt subiect, unul mai financiar așa. Astăzi, de fapt, va fi un fel de mini-curs, ca să zic așa, de educație financiară. Mai precis, exact așa cum scrie acum pe micile dumneavoastră ecrane. Educația financiară pe înțelesul tuturor. Cine ne va vorbi despre educația financiară este un domn care a venit tocmai de la București și se numește Bogdan Mugescu. De curând a avut loc la Arad un eveniment care se numește ABC-ul afacerii tale. Dânsul a avut atunci un discurs tot despre educația financiară. Și am zis, dar de ce să nu știe și arădenii cum ar trebui să se dezvolte pe partea asta, dacă tot e vorba de dezvoltare personală. Bine ai venit, Bogdan! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Bogdan Mugescu, cine e Bogdan Mugescu? Adică eu știu ce faci tu, știu că ai o legătură strânsă cu Bursa de Valori din București, dar cine este Bogdan Mugescu? Eu lucrez la Bursa de Valori București de 2 ani și jumătate, am 29 de ani. Sunt de fel de Râmnicu Vâlcea, unde mi-am petrecut copilăria și studiile până am mers la facultate la București. Mi-am început cariera când aveam 23 de ani, în 2010. Am lucrat pentru un an de zile ca profesor de economie, am predat la o școală privată în București. Apoi am fost pentru 3 ani jurnalist financiar la o televiziune din București, care din păcate între timp s-a închis, dar a fost o perioadă foarte importantă pentru mine. Și de 2 ani și jumătate interacționez cu foarte mulți oameni cărora le povestesc despre două aspecte. Pe de o parte, de ce este bine să devină investitor și cum să-și administreze mai bine banii, iar pe de altă parte, antreprenori care au construit companii în România, cum să folosească bursa pentru a obține finanțare și pentru a-și dezvolta și mai mult afacerile pe care le-au construit în urmă cu 2, cu 5, cu 15 sau cu 20 de ani. În cartea lui Kiyosaki, Cadranul Banilor, el zice că pentru a avea libertate financiară, că până la urmă asta ne dorim cu toții, da? E nevoie să avem o mentalitate care să fie fie de patron, fie de proprietar de afacere sau fie de investitor. Cum ai dezvoltat tu ideea asta? Este un lucru foarte simplu. Întotdeauna pentru orice persoană este bine să-și asigure sau să-și dezvolte o sursă paralelă de venit. Așadar, dacă vorbim de cineva care are o meserie, care este profesor, care este medic, care este avocat, care este inginer și primește un salariu lunar, acel salariu trebuie folosit cu înțelepciune, astfel încât o parte din el să fie pus la lucru în folosul lui. Cum? În primul rând, constant. Și în al doilea rând, cu gândul de a face, lună de lună, un mic profit, dar care în timp se acumulează. Și sunt convins că pe parcursul emisiunii de astăzi o să avem timp să dezvoltăm în detaliu care sunt toate aceste etape din viața unei persoane, de la momentul la care reușește să economisească niște bani, până la momentul în care ajunge să devină într-adevăr un investitor sau chiar mai mult de atât, cum numim noi la Bursa de Valori București, un investitor sofisticat. Dar în prima fază, cred că oricine se gândește când e vorba de înmulțit banii sau de făcut, pus undeva banii să facă puiuți, se gândește că ar fi cea mai potrivită alegere o bancă. De ce am alege Bursa de Valori și nu o bancă? Unde să-i punem și să se creeze dobândă și așa mai departe? Înainte de a ajunge la acest pas, trebuie să avem ce investi sau ce folosi sau ce multiplica. Și de aici plecăm. Există un principiu foarte simplu care se aplică atunci când vorbim de finanțe personale. În general, mentalitatea umană este făcută să gândească în felul următor. Am un venit, am niște cheltuieli și dacă sunt cheltuielile mai mici decât venitul, îmi rămân niște bani pe care să-i pun deoparte. În finanțe personale, această paradigmă se schimbă și se aplică acel principiu care spune așa, plătește-te mai întâi pe tine. Adică am un venit, am luat deja din el o parte care merge automat către partea de economisire și ce-mi rămâne cheltuiesc. Știm foarte bine că suntem într-o societate foarte comercială, unde suntem înbiați la
tot pasul să cumpărăm produse vestimentare, să mergem în vacanță, să cumpărăm bijuterii, să mergem să ne distrăm. E o presiune în toate părțile asupra noastră ca indivizi și este foarte greu să nu cedăm acelor tentații. Că întotdeauna vezi un produs frumos pe care vrei să ți-l cumperi, vrei să mănânci o prăjitură, vrei să ieși în oraș să te distrezi cu prietenii și ajungi ca la final de lună, din venitul pe care îl ai, să nu-ți mai rămână depus deoparte. E foarte adevărat. Tentațiile sunt extrem de mari și dacă iei din capul locului niște bani, să spunem, nu știu, 10% din banii pe care îi câștigi lună de lună, sau 15%, și pui automat undeva și doar suma care îți rămâne o cheltuiești, pentru că, mai ales acum când se face totul, faci foarte mult online, cumperi din 3 mișcări de pe smartphone, ți-ai cumpărat o pereche de pantofi sau o poșetă, te duci la cumpărături și dai cu cardul, dai cu cardul, dai cu cardul și la un moment dat o să-ți spună fondul insuficient. E, de aici plecăm în primul rând, să ai o sursă de capital pe care să-l folosești pentru a-l înmulți, pentru că dacă tu cheltuiești toți banii pe care îi câștigi, nu neapărat pe necesități stricte, ci și pe unele pofte, să le numim așa, nu o să-ți mai rămână bani pe care să investești. Asta este primul aspect. După ce ai niște bani, ajungem la întrebarea ta. Ce fac cu ei? Cea mai la îndemână variantă pentru orice persoană este să meargă să facă un depozit la o bancă sau să deschidă un cont de economii, ceea ce nu e un lucru rău. Dar, în ultima perioadă, datorită condițiilor la nivel global și cu atât mai mult și în cazul României, dobânzile au scăzut foarte mult. În acest moment, dacă ai niște bani pe care îi ai economisiți, și aici puteți vorbim de sute de lei, mii de lei sau zeci de mii de lei în unele cazuri, deci nu vorbim de sume colosale, dacă îi pui la bancă, obții un 1-2% dobândă sau randament, cum se numește el mai tehnic, care în unele cazuri, cum s-a întâmplat până de mult, abia este acoperit de inflație. Există situații concrete și au fost mai multe analize care s-au făcut că în unele situații, când te duci la bancă cu o sumă de bani și o ții acolo, să spunem, 3 luni, scăzând comisioanele, impozitul, că nu te-ai dus fix în ziua aia și te duci a doua zi să-i scoți, că nu poți, n-ai timp și așa mai departe, poate chiar scoți mai puțin bani decât ai pus. Și atunci cineva se gândește ce să facă atunci când are niște bani. Evident, noi nu facem altceva decât să promovăm bursa ca pe o alternativă de finanțare. Pentru că bursa este un loc în multe locuri, să le numim generic, de instrumente financiare pe care orice persoană le are la dispoziție. Dacă cineva vrea să pună acești bani la treabă, are mai multe variante. Banca este cea mai sigură, dar și cu cel mai mic randament. Apoi, poate să-i dea pe mâna unui specialist care știe ce să facă cu acei bani și să cumpere, să spunem, niște unități de fond. Practic, contribuie împreună cu alți investitori, unde se strâng mai mulți bani la un loc și acei bani sunt direcționați de către cineva care asta îl face în fiecare zi și de performanța lui îi depinde salariul și alege să-i pună într-un astfel de fond. Poate să contribuie la un fond de pensii. Știm că în România a fost reforma pensiilor în urmă cu mulți ani și lună de lună fiecare dintre noi, de altfel suntem cam 7 milioane de români care contribuim la fondurile de pensii. Prin pilonul 2, acei bani care se duc lună de lună, procentual, zeci de lei sau lei sau sute de lei de la fiecare salariat din România, care se adună. În acest moment, fondurile de investiții administrează 5 miliarde de euro ai românilor. Bani care au mers automat din contribuțiile lunare în urma reformei pensiilor. Există și acel pilon 3 de pensie, pensia facultativă, pensia opțională, pe care ți-o faci cu gândul că la bătrânețe vei fi un pic mai liniștit. Și acolo contribui iarăși lună de lună cu o sumă de bani. Mai există și alte produse precum asigurările de viață, dar acestea sunt modalități prin care tu investești în mod indirect și devii investitor în mod indirect, să spunem, în piața de capital. Și atunci ajungem la varianta strict 100% Bursa de Valori București. Când tu ca individ îți deschizi un cont, este foarte simplu, este asemănător unui cont bancar, în care virezi niște bani din contul tău de persoană fizică de la bancă, să spunem, nu știu, 3.000 de lei, deci nu o sumă mare că asta, iar ce este un mit legat de Bursa de Valori București, și anume că trebuie foarte mulți bani ca să devii investitor. Nimic mai fals. Dacă ne uităm la cât costă acțiunile în România și care sunt costurile unei investiții, vedem că sunt acțiuni la bănci solide, la companii solide, care costă câțiva lei sau câțiva bani. Adică dacă ai 200 de lei și o acțiune costă 2 lei, tu vei cumpăra 100 de acțiuni cu 200 de lei. Și poți face asta. Nu te oprește nimeni și costurile îți permit să faci asta.
Deci este foarte simplu. Primul pas acesta este, dacă vrei să fii investitor. Însă până ajungem la a-ți deschide un cont, trebuie să fii un pic pregătit. E foarte bine cum ai punctat când e vorba de valoarea banilor pe care vrei să investești la bursă. Tu ai zis de 3.000 de lei. Poate că 3.000 de lei la București nu e mare lucru, dar... Spune-mi 1.000 de lei. Bun, asta vreau să te întreb. Cei care ne privesc acum o să zică, fai, dar de unde scot eu și 1.000 de lei? Adică, dar dacă pun 200-300 de lei pentru început și după aia măresc constant depozitul care la, mă rog, depozitul contribuția, și eu, să spunem, contribuția, da, expunerea se, da, numește ea din punct de vedere tehnic. E ok? Ar fi ok să înceapă cu o sumă mai mică? Cred că în acest moment sunt câteva case de brokeraj în România care nu impun o sumă limită, însă pentru a fi și un pic eficienți din perspectiva costurilor, pentru că există, fiecare casă de brokeraj are niște comisioane pe care le aplică acestor tranzacții, ca și atunci când interoghezi contul la bancă sau când scoți bani de pe card, plătești niște comisioane. Și pentru a avea optimizarea între costuri și beneficii, o sumă cu care ai putea să începi ar fi, să spunem, 500 de lei. Uh-huh. Deci nu este o sumă foarte mare. Deja e o sumă mai accesibilă. Este o sumă accesibilă, dar acești 500 de lei pot fi, să spunem, suntem în noiembrie, începem, deschidem un cont cu 500 de lei, în decembrie mai punem încă 200, în ianuarie mai punem încă 300, în februarie poate am primit un bonus de la companie, mai punem încă 1000 și în timp acolo se adună niște bani care se vor înmulți. Însă, pentru a ști exact care sunt pașii, în ce companii să investim, care acțiuni sunt cele mai bune de cumpărat, când este cel mai bine să cumpărăm acțiuni, trebuie să ne informăm. Iar această informație este acum poate mai accesibilă ca oricând. Noi la Bursa de Valori București am demarat în ultimii 2 ani mai multe programe educaționale. Avem și o platformă online care se numește Fluent în Finanțe, unde avem foarte mult conținut de la simplu la complex, pe care dacă îl citești, înțelegi exact cum sunt mecanismele, cum funcționează bursa, de ce crește sau scade o acțiune, cum face o companie să se finanțeze cu banii de la tine, investitor, că practic tu asta faci. Când cumperi o acțiune la bursă, tu cumperi o părticică dintr-o companie și împreună cu alți mii sau zeci de mii de investitori te faci coproprietar în acea companie. Este ca și cum ai cumpăra acțiunile unei bănci, în România sunt mai multe bănci care sunt listate la bursă, și cu cei 500 de lei, să spunem, cumperi acțiunile unei bănci și în momentul în care te duci la bancă, în respectiva bancă, este ca și cum, nu știu, scaunul din banca aia ți-ar aparține ție. Deci ai o părticică din acea companie. Și de ce cumperi o acțiune? De ce vrei să investești într-o companie? Sunt două motive pentru care oamenii investesc. Primul, pentru că ei se gândesc că acea companie se va dezvolta și acțiunea pe care o cumpără, să spunem, cu 2 lei astăzi, peste un an ea va valora 3 lei și poți o vândă peste un an și să aibă un profit. Sau că acea companie va fi bine condusă, va fi eficientă, va performa, va face profit, iar acel profit, o parte din el, este distribuit către toți acționarii, inclusiv către tine, sub formă de dividend. Și mai avem un mare noroc aici, că anul acesta, de exemplu și anul viitor, dividendele, impozitul pe dividende, conform codului fiscal, este doar de 5%. Și dacă ai o firmă unde plătești 16% impozit pe profit, dacă ai dividend, plătești doar 5%. Este un beneficiu care este destul de important pentru investitori. Acestea două sunt mecanismele de bază. Practic, ai acces și intri într-o companie, de cele mai multe ori solide, pentru că în România avem companii care sunt listate din domenii precum petrol și gaze, energie, utilități, domeniul financiar, domeniul farmaceutic, companii de industrie, companii de producție, din domenii precum lactate, mobilă, textile și așa mai departe. Practic, poți să te diversifici și poți să ai acces cu o sumă nu foarte mare de bani la mai multe industrii. Chiar povesteam săptămâna trecută la evenimentul despre care ai menționat la început și am dat un exemplu foarte simplu. Să spunem că într-un moment investești într-o companie de petrol și gaze, care are și distribuție și rafinerie și așa mai departe. Știm că în ultima perioadă s-a tot vorbit intens și oamenii ar trebui să știe asta, cei care ne privesc, că a scăzut prețul petrolului. S-a văzut și la pompe că s-a ieftinit carburantul. Ieftinirea carburantului într-o economie duce la niște ieftiniri în lanț și pentru alte produse. Asta înseamnă că va crește consumul.
Asta înseamnă că tu, chiar dacă, să spunem, ai investit în această companie de petrol și gaze, care a performat mai puțin bine pentru că a vândut mai puțin, fiind mai ieftin petrolul și carburantul, dar dacă investești și într-o bancă, oamenii când au mai mulți bani, merg și cumpără un credit și au un credit. Sau consumă mai multe produse lactate și dacă tu ai investit într-o companie de lactate, evident, acea companie va vinde un pic mai mult. Sau vor merge și vor cumpăra haine mai multe și mai bune și mai frumoase. Și la fel, dacă ai investit în o companie de textile, practic pierderea pe care ai suferit-o, că acea companie de petrol n-a mai performat atât de bine, este compensată de faptul că celelalte sectoare economice în acea perioadă au înflorit. Cred că este foarte simplu, cum am explicat, și ușor de înțeles pentru foarte mulți dintre cei care ne privesc. Cam asta, cam la asta se rezumă, în simplist vorbind, investiția la bursă. Informația, care, dincolo de a învăța mecanismele, în permanent trebuie să fii conectat la informație. Ce înseamnă informație? Dacă tu ai investit în compania, într-o bancă, să spunem, da? Ești la curent cu tot ce se întâmplă, pe de o parte, în industria bancară, pentru că am văzut discuții despre legea dării în plată, despre conversia creditelor în franci elvețieni. Astea sunt niște evenimente care pot afecta, în acest caz, sau se pot întâmpla alte evenimente care pot veni în beneficiul unei companii din sistemul bancar. De asemenea, te uiți de cine este condusă acea companie. Pentru că, în multe cazuri, foarte mulți investitori girează încrederea unui management cumpărând acțiunea. Au încredere în directorul general, în echipa de top management, care vor performa în perioada următoare. Am văzut, de exemplu, ce s-a întâmplat cu compania Apple. Cred că pot să spun asta, că toată lumea o știe. Când fondatorul n-a mai fost la cârma companiei și acțiunile au scăzut. De ce? Pentru că investitorii s-au temut că strategia va fi alta și nu va mai fi la fel de prosperă compania așa cum fusese. Iarăși, o companie care este listată la bursă aduce încredere pentru investitori. De ce? Pentru că trebuie să raporteze toate datele financiare, trebuie să fie auditată. Deci asta înseamnă că în companie totul se desfășoară foarte corect, toți banii sunt cheltuiți eficienți, toate costurile sunt ținute sub control, nu se fac abuzuri, nu se aruncă cu banii pe geam ai companiei, managementul este supravegheat de către acționari, practic de către mine. Eu pot să mă duc atunci când se face adunarea generală a acționarilor și să am propuneri pentru management. Deci am niște avantaje foarte mari atunci când investesc într-o companie listată la bursă. Vreau să rămânem puțin la subiectul ăsta. Înseamnă că listarea unei companii la bursă este și un lucru foarte bun de imagine, de marketing, ca să spunem așa. Este o chestiune de prestigiu și de reputație, în primul rând. Pe lângă accesul la finanțare pe care o companie îl are folosind mecanismele bursei, sunt niște elemente, să spunem, care nu se cuantifică imediat, dar care aduc foarte mult beneficiu companiei. Este reputația despre care vorbeam, este încrederea despre care vorbeam, faptul că o companie este listată arată că acea companie îndeplinește și a bifat niște căsuțe foarte importante, că își plătește la timp furnizorii, își plătește la timp angajații, nu închide compania de pe zi pe alta, nu face lucruri ilegale care să îi creeze probleme cu autoritățile și așa mai departe. Pentru potențiale parteneri de business este un lucru foarte bun ca o companie să fie listată, pentru că aduce din prima o încredere. În general, mai ales companiile străine care interacționează cu firme românești, în momentul în care o companie este acolo și se mândrește listat la Bursa de Valori București, este deja din start o stea în plus la evaluare și primește o notă mai mare. De asemenea, bursa poate fi folosită, de exemplu, pentru a-ți stimula unii oameni din companie. În ce sens? Poate este o companie care s-a înființat, să spunem, acum 10 ani și împreună cu fondatorul sau cu antreprenorul sunt câțiva oameni care lucrează de 6 ani, de 7 ani, de 10 ani în acea companie. Au primit un salariu, au primit bonusuri, dar de acum încolo, dacă o companie este listată la bursă sau dacă este listată, ei pot primi și acțiuni în companie. Acțiuni care sunt niște reguli după care se creează. N-ai voie să le vinzi 3 ani sau le vinzi după 4 ani sau după 2 ani, tocmai ca să mai stai în companie și tu ca top manager dintr-o companie, ca director, care este interesul? Dacă astăzi acțiunea este 2 lei și tu o primești bonus de la companie și n-ai voie să o vinzi decât peste 3 ani, tu vei peste 3 ani să fie 4 lei. Ca în momentul în care poți să o vinzi, tu să ai un beneficiu. Iar
pentru o companie privată este foarte greu să dai cuiva din angajații tăi, mai ales dacă nu e un SRL, să-i dai părți sociale. E complicat la notar, este complicat la avocat, n-ai un preț. Pe când, dacă o companie este listată, antreprenorul în orice zi, în orice clipă, în orice secundă aproape, știe cât valorează compania lui. Pentru că investitorii care tranzacționează acele acțiuni îi dau în fiecare moment prețul. Bursa este cel mai simplu mod prin care se întâlnesc cererea și oferta, pentru că sunt oameni care vor să cumpere acțiuni și oameni care vând acțiunile. Când ei s-au întâlnit la un preț, este foarte simplu, acela este prețul. Ok, hai să revenim la deschiderea contului, da? Da. Să deschide un cont. Am ajuns la pasul deschiderii contului, într-adevăr. Vrem să deschidem un cont, dar nu știm cum să o facem. Trebuie să apelăm la cineva. Da. La cineva care e specializat în domeniu și care poate să ne ghideze puțin în lumea asta și după aceea ne poate ajuta și să luăm cele mai bune decizii în investirea banilor noștri. Cum procedăm? La cine ne adresăm? Uite, vreau eu, gata, pregătesc 500 de lei și vreau să îmi deschid un cont la bursă și vreau să văd. Cunosc oameni care, într-adevăr, au câștigat, au niște câștiguri substanțiale din bursă și toți îi admirăm pe acei oameni, da? Zice, bă, uite ce inspirat a fost, că uite ce a făcut și nu mai face nimic, nu mai urmărește bursa, schimbă de aici de acolo și face bani. Bun. Cum putem noi, oamenii simpli care n-am încercat până acum, dar am ajuns doar la ideea că ar trebui să facem sau la tentația de a lista la bursă, unde trebuie să mergem în primul rând? Primul punct de contact este o casă de brokeraj. Această casă de brokeraj, care se numește în mod oficial Societate de Servicii de Investiții Financiare, sau SSIF pe scurt, este o entitate care este autorizată în România, în piața de capital. Reglementatorul oficial este Autoritatea de Supraveghere Financiară, care licențiază aceste case de brokeraj și personalul acestora. În România, ca să fii broker, trebuie să parcurgi un curs și să dai un examen. Se întâmplă foarte frecvent și cu siguranță cei care ne urmăresc știu asta și este un mare deserviciu pentru noi, Bursa de Valori București, și pentru piață în general, ca foarte mulți oameni să fie sunați la telefon de diversi indivizi, sau de diverse persoane care se pretind a fi așa ziși brokeri și care încearcă să vândă tot felul de oportunități care mai de care mai tentante și care mai de care mai urgente. Se întâmplă la nivel mondial diverse mișcări macroeconomice sau diverse companii care folosesc bursa cu nume sonore și atunci acești oameni care se dau drept broker și care aparțin unor firme în general semi-legale, să le numesc așa, sună insistent la telefon și vând toate aceste ponturi, oportunități și acum este bine să investești toți banii pe care ai, că o să câștigi. Nu se face așa. Pentru a-ți deschide un cont, găsești și chiar pe platforma Fluent în Finanțe, despre care am vorbit, și pe site-ul nostru, pe bvb.ro, se găsește lista completă a caselor de brokeraj autorizate. În acest moment, cred că sunt 36 în România îndreptățite să facă servicii de investiții. Marile bănci din România au divizii speciale de brokeraj, deci dacă intri într-o sucursală bancară și vrei să spui că vrei să investești la bursă dintre băncile mari, cu siguranță vei fi îndrumat corespunzător, pentru că și ei fac acest lucru. Și mai există și alte case independente. Odată intrat în legătură cu această casă de brokeraj, poți să dai un telefon, poți să dai un mail, stabilești o întâlnire și te vezi cu o persoană. Acea persoană îți va explica pașii, ți se creează un profil de investitor, pentru că fiecare dintre noi este unic, plecând de la suma de bani pe care o are disponibilă, la orizontul de timp pe care îl are pentru a face acea investiție și la profilul de risc pe care îl are. Eu mă pot gândi că sunt cu un apetit ridicat pentru risc, dar poate o altă persoană nu vrea să câștige și să țintească niște câștiguri colosale cu riscurile pe măsură, ci vrea doar să bată, să spunem, acea dobândă bancară de 1-2% despre care vorbeam. Pentru că în funcție de acest profil de risc pe care îl are fiecare dintre noi, îi se potrivește o anumită strategie de investiții. Pentru că sunt companii care sunt mai riscante atunci când investești în ele și sunt companii unde, în România, de exemplu, statul este acționar majoritar, sunt companii de utilități, sunt coloși care formează monopoluri naturale, că na, doar o companie care transportă gaze pe conducte în România sau care produce gaze sau care transportă energie electrică sau care produce, deci sunt niște monopoluri naturale și
alte companii care sunt mai dinamice, care lansează produse noi, care intră pe piețe externe, care deschid unități de producție, care continuă să angajeze oameni sau care, din potrivă, pot să reducă personalul și să reducă activitatea. Și acele companii sunt un pic mai dinamice și, evident, vin și cu niște riscuri asociate un pic mai mari. Și în funcție de acest profil, tu îți construiești portofoliul. Acest portofoliu de investiții înseamnă banii tăi cu care cumperi câteva acțiuni în această companie, câteva acțiuni în această companie, câteva acțiuni în această companie. Există o vorbă foarte bună în specialitatea noastră, dar care este la fel pe înțelesul tuturor. Nu-ți ține toate ouăle în același coș. Asta este un principiu de aur, l-aș putea numi. Și revenim la exemplu pe care l-am dat mai devreme, în funcție de industriile în care tu investești. E bine să ai acțiuni din cât mai multe industrii. Și, repet, vorbesc de companii cunoscute de toată lumea, de companii solide, de companii care sunt unele dintre ele reglementate foarte strict la nivelul României, care au niște venituri predictibile, pentru că ăsta este business-ul, adică nu se apucă nimeni să mai construiască stâlpi de electricitate prin țara asta. Aia sunt, atâta se transportă, de exemplu. Da. Și atunci poți să faci niște predicții foarte simple. Mai este un lucru foarte important. Aceste companii, multe dintre ele, distribuie dividende. Pentru că există legi, se supun unor legi, mai ales unde statul este acționar, acele companii trebuie să distribuie minim jumătate din profit sub formă de dividend. Deci tu știi sigur că de la acea companie, dacă tu ai cumpărat acțiune, vei primi dividend. Deci ei vor împărți profitul și cu tine. În ultimii ani, aceste companii care dau în mod constant și regulat dividende, acel dividend raportat la prețul acțiunii aduce un câștig de 7, 8, 9, 11, poate și mai mult de 15%. Dacă comparăm și acest 7-8% cu acel 1-2% de la bancă, vedem că este din start un beneficiu mult mai mare pe care tu poți să-l ai. Însă, dacă ne gândim în termeni reali și plecăm de la cei 500 de lei, da? Dacă tu ai la sfârșitul anului tragi linie și ajungi la 10%, vei avea de la 500 încă 50. În termen real, acei 50 de lei ți se vor părea foarte, foarte mulți, că până la urmă totul sunt 50 de lei. Dar dacă ne uităm procentual, sunt 10%. Cei 50 de lei poate să fie, nu știu, o masă la restaurant, dau un exemplu. De aceea, este bine ca constant, aplicând acel principiu despre care am vorbit la început, venituri minus economie egal cheltuieli, să pui lună de lună bani deoparte, pentru că doar de acolo ai o sursă de capital pe care să o investești la bursă. Hai să revenim la acea persoană cu care ne întâlnim prima dată când vrem, da, să deschidem un cont și să investim niște bani. Deci ne întâlnim cu acel om care este broker. Acel broker, da. Știi că lumea în general e destul de sceptică și poate să zică, măi, dar oare mi-am ales bine brokerul? Oare e un om de încredere? Oare e destul de priceput ca să-mi dea sfaturi atât de bune încât banii mei să fie investiți acolo unde trebuie? Cum verificăm credibilitatea, dar nu neapărat credibilitatea, hai să spunem profesionalismul unui broker? Aici ajungem ca la contractarea oricărui serviciu. De exemplu, în Arad au o prezență fizică, 3 case de brokeraj din România și sunt 3 case destul de active, plus, cum spuneam, diviziile băncilor. Este foarte simplu și foarte ușor să te vezi cu cineva, să stai de vorbă, să vezi care este chimia care se creează între cele două persoane și cum comunici cu acea persoană. Și evident că atunci când scauți mobilă pentru casă și stai de vorbă cu 3 furnizori sau vrei să îți cumpere o mașină și te duci la 3 branduri și vezi exact ce îți oferă, cum îți oferă, la fel poți să faci și aici. Poți să stai de vorbă cu 2, 3, 4 brokeri de la case diferite, atât față în față, cât și la telefon, pentru că nu este obligatoriu să lucrezi cu cineva care are prezență fizică în orașul tău. Eu am dat acest exemplu cu Arad pentru că e ușor să aveți un oraș mic aici, e ușor să mergi jumătate de oră pe jos și să te vezi cu cineva la o discuție. De aici pleacă, de la chimia dintre cele două persoane, pentru că în ultima instanță produsele pe care ei le au la dispoziție sunt cam acestea. E ca și o mașină, ai 4 roți, un volan, 4 uși, scaune și mergi cu ea la drum. Ai niște dotări opționale. Cam așa este și aici. Ei, acești brokeri, te vor sfătui în principiu cam la fel. Însă, unele case de brokeraj sunt mai mari, poate au și o divizie internă de analiști
care trimit din când în când niște recomandări pentru investitori, care analizează companiile, care te ajută un pic și în acest sens cu diverse sfaturi și diverse sugestii sau cu diverse perspective asupra unei industrii. Să spunem, din când în când se trimit analize pe industria energetică sau pe industria bancară sau pe industria de producție. Și investitorii, pe baza acestor analize pe care le primesc, acționează. Deci această interacțiune cu acest broker este pur și simplu de ce-ți pune și ce-ți dictează inima și cum îl vezi pe acel om că se prezintă în fața ta. Pentru că, până la urmă, interacțiunea umană este cea mai bună metodă prin care poți să iei o decizie. Nu? Bun, gata, am găsit și brokerul, avem încredere în el, avem banii, avem contul. Vine el și ne spune unde ar trebui să ducem banii sau venim noi cu propuneri? Și dacă nu știm unde, mergem exact pe ceea ce spune el? Brokerul, ne ține tot brokerul timpul la curent ce se întâmplă cu banii? Brokerul îți poate sugera în ce să investești. Nu te poate obliga să investești în ceva. Asta e clar. Însă ai toată libertatea să acționezi cu sfaturile lui. Există în cazul în care cineva dispune de o sumă mai mare de bani, să spunem, nu știu, cam 2, 3, 4 mii de euro, există și posibilitatea ca brokerul să facă totul pentru tine. Deci, practic, îi dai un mandat total prin care el nici măcar nu se consultă cu tine când decide să investească. Pentru că tu ai încredere în acel broker că va lua cele mai bune decizii. Și însă cred că există și el este interesat să ia cele mai bune decizii pentru că ia un comision. Sigur că da. Sigur că da. Bineînțeles. Sunt legate și merg mână în mână. Mm-hmm. În același timp, tu ai toată libertatea ca investitor să nu te consulți niciodată cu brokerul, să-ți faci toate tranzacțiile online de acasă, stând la birou, pe laptop sau cu telefonul mobil sau cu tableta, pentru că acum suntem și noi aliniați tehnologiei și de pe telefonul mobil, oricând poți să vin și să cumpere acțiuni foarte simplu și durează fix 20 de secunde. Deci sunt mai multe variante în funcție de cât de începător ești, să spunem, ai oameni care să te sfătuiască. De asemenea, pe lângă informațiile pe care le poți învăța singur, pe lângă resursele online pe care le găsești, cum spuneam, clipuri video, texte, sfaturi ajutătoare, teste pe care să le faci să-ți verifici cultura generală, discuția pe care o ai cu brokerul, există și seminarii publice la care poți participa și cursuri. Brokerii fac, noi facem la Bursa de Valori București și acolo explicăm diverse tehnici, diverse metode. Avem evenimente mai mari, de exemplu am avut la sfârșitul lunii octombrie la București Forumul Investitorilor, a fost un eveniment de toată ziua cu mulți specialiști care au venit și au explicat diverse tehnici, încotro se îndreaptă piața, care sunt oportunitățile, care sunt riscurile, care vor fi sectoarele cele mai bune în care să investim în perioada următoare și așa mai departe. Și mai ales acum că aveți și bilete ieftine în Timișoara, București și sunteți la doi pași de acolo, e foarte ușor pentru cineva să se suie în avion să vină la București pentru un astfel de eveniment. Dar nu trebuie mult să vină la București, pentru că există și la nivel local oameni cu care poți interacționa și cu care poți discuta. De altfel, săptămâna trecută, pe lângă evenimentul ABC-ul la facilitare la care am participat, în Arad am contribuit și la lansarea unui club de investitori. Este modul prin care am conectat comunitatea locală, pentru că sunt destul de mulți arădeni care investesc la bursă și de multe ori această investire la bursă ți-ar fi mai ușoară dacă ai avea cu cine să te mai sfătuiești, pe cine să mai întrebi, să mai vezi tu cum ai făcut, tu ce zici, e agitație astăzi, vindem, cumpărăm, ce facem, uite, se pregătește o companie să se listeze, cumpărăm și noi, sau sunt probleme, a ieșit Trump în America, ce se va întâmpla cu bursele, pentru că ați văzut săptămâna trecută cu alegerile, a fost multă surpriză pentru foarte multă lume. Și un astfel de club, care se găsește foarte ușor pentru căutare pe internet, Clubul din Arad, te ajută să interacționezi cu alți oameni care au proprii bani acolo. Știi, poate când stai de vorbă cu brokerul, poate are așa un oarecare interes, să spunem. Că na, el vrea să devii clientul lui și să facă și el un comision din ceea ce rulezi tu. Dar în același timp, când stai de vorbă cu cineva care are acolo bani investiți și poate chiar de multă vreme, poate să-ți împărtășească foarte multe din tainele și secretele bursei și ale pieței de capital în ansamblu. Da, cred că primul pas pentru un om simplu, care nu a mai avut niciodată tangență cu partea asta financiară, este să se documenteze. Să intre pe internet, educație financiară, găsește toate programele noastre printr-un simplu click
și e foarte, da, e foarte pe, ușor. Pe site-ul vostru, pe platforma aceea, Fluent în Finanțe, sunt niște filmulețe, le-am urmărit și eu, în care îți explică fiecare lucru, ce e bursa, ce e aia, ce acțiune, ce obligațiune, ce dividend, de ce cresc așa, acțiunile, da. Exact. E destul, bine, trebuie, dacă nu ai deloc o cultură financiară, îți trebuie mai mult să le urmărești și să le gândești și eventual să mai citești și alte materiale. Hai să vedem, sunt ceva mituri legate de bursă, de investirea banilor la bursă pe care le-ai putea demonta? Păi, pe unul deja l-am demontat, acesta legat de faptul că trebuie o avere să investești la bursă. Uh-huh. Noi în România avem o situație relativ specifică. De ce? Venim cu un trecut destul de agitat în materie de ce înseamnă investiții. Și am avut niște momente gen Caritas, gen FNI, gen falimentele bancare de anii 90, care au zguduit destul de mult încrederea oamenilor în ceea ce înseamnă servicii financiare, piața de capital, bursă și așa mai departe. Mai punem și acei băieți care sună la telefon și îi determină pe mulți oameni să-și piardă banii și s-a creat această idee, domnule, că bursa este un lucru foarte riscant și că dacă investești la bursă, pierzi foarte mulți bani sau chiar îți pierzi toți banii complet. Dacă, există dacă ai fi căzut în plasa băieților, da, ți-ai fi pierdut toți banii, însă dacă ne gândim că tu investești într-o bancă, da, sau într-o companie de petrol și gaze care are rafinării în România, care are rețea de distribuție în toată țara, sau într-un lanț de farmacii în România, sau într-o fabrică de medicamente din România, sau într-o fabrică de ulei din România, sau într-o fabrică de lactate. Acestea sunt niște afaceri care nu se închid peste noapte, nu dau faliment, uite așa, nu fuge nimeni cu banii, cum s-a întâmplat în diverse cazuri, și nici nu este nici acea dorință care s-a promovat la momentul respectiv, că îți pui banii, iei de 8 ori, iei de 7 ori, toată lumea se îmbogățește și așa mai departe, nu. De aceea bursa este sigură. Și nu vorbim doar în România, vorbim în ansamblu. Cei mai mari producători de mașini din lume sunt listați la bursă. Cei mai mari producători de haine din lume sunt listați la bursă. Cei mai mari producători de IT, tehnologie, de telefoane mobile, de laptopuri, de computere sunt listați la bursă. Acolo așa își fac oamenii acei puiuți despre care ai menționat prima oară, investind în aceste companii. Este o mare diferență între o schemă inventată peste noapte în care ți se promite marea cusarea și în a pune ban pe ban, lună de lună, acele sute de lei despre care am vorbit, în niște companii serioase, conduse de oameni respectabili, profesioniști, care în timp, deci nu peste noapte, nu în jumătate de an, nu într-un an, nu într-o lună, nu într-o zi, îți vor aduce un câștig foarte interesant. Noi chiar avem o socoteală pe care am făcut-o și dacă pui 50 de euro lunar deoparte, care înseamnă 250 de lei, după 25 de ani vei avea câteva zeci de mii de euro. Dacă pui 250 de euro deoparte pe lună, deci aproximativ 1000 de lei, investind în mod constant, lună de lună și beneficiind de aceste mici aprecieri, chiar aprecieri de precieri ale piețelor financiare, după 25 de ani vei avea aproape 180 de mii de euro, care practic înseamnă independența financiară. Pentru că acei 180 de mii de euro, raportat la un randament mediu anual de 6%, îți aduc un venit lunar constant de 1000 de euro. Practic asta trebuie să fie bursa pentru un individ, persoană fizică, cineva care are niște bani deoparte și vrea, pe termen lung și foarte lung, să aibă o sursă alternativă de venit. La evenimentul de săptămâna trecută, la lansarea clubului, a vorbit o doamnă care a zis că ea s-a apucat să investească la bursă când era student. Și banii pe care i-a câștigat atunci din bursă i-au permis să-și plătească lună de lună chiria, stând în Iași. Deci, acolo sunt, astea sunt dorințele și planurile. Bursa nu te va ajuta să devii milionar în 2 ani, doar dacă vii cu foarte mulți bani. Dar te ajută ca banii pe care i-ai să-ți aducă un randament mai bun decât dacă ar sta undeva relativ sigur, că nici la bancă nu mai este totalmente sigur, dar la niște dobânzi micuțe.
Cineva m-a rugat să te întreb, dacă revenim la broker, și da. Mă rog așa, cum facem, pentru că mai sunt unii, probabil că știe un exemplu concret, eu nu-l cunosc, care trag țepe la bursă. La Bursa de Valori București, nu. Cei care trag țepe și care se dau drept broker, cum spuneam, sunt cei care sună la telefon. Este o practică foarte populară și se întâmplă peste tot în Europa de Est asta. Sunt câteva companii de afară care vin în România, deschid un birou, angajează 20 de puști, îi închid într-un birou cât studioul ăsta de mare, ca să replice acele scenarii de film pe care le-am văzut cu toții în multe filme americane, când oamenii urlă, țipă unii la alții că vor să cumpere, vor să vândă, este toată acea agitație, să-ți creeze că ar fi totul splendid și că ar fi oameni ocupați care nu au alt rol decât a mulți banii clienților. Și aceia sunt cei care se întâmplă să facă fraude și să determine pierderi pentru români. Cred că o altă întrebare pentru cei care habar n-au cum e cu bursa și cum se înmulțesc banii acolo ar fi, ok, hai că pun acum 500 de lei, că revenim la exemplul nostru, luna viitoare mai pun 200, după aia mai pun 200, după aia pun mai mult și așa mai departe. Mi-am găsit și un broker care știe să mă sfătuiască, mă mai consult și eu cu unii cu alții, mai citesc, mai urmăresc tot felul de analize și așa mai departe. Bun, câștigul ăla care îl fac la bursă, după câtă vreme pot să beneficiez de el? Adică să pot să mă bucur că l-am câștigat și să-l cheltui. Nu știu, o parte din ce am câștigat. Păi asta se poate întâmpla și tot timp foarte scurt. Îți dau un exemplu. Nu de mult, acum vreo 3 săptămâni, a fost în piața de capital o operațiune prin care au fost scoase la vânzare niște acțiuni al unei companii petroliere din România și în 6 zile câștigul celor care au intrat încă de la început în această ofertă a fost de aproape 18%. În 6 zile. Astea sunt niște momente relativ unice, dar asta ți arată că, într-adevăr, poți să ai și destul de repede acces la bani. Și, practic, dacă tu puneai 1000 de lei acolo, să spun, și aveai în 6 zile 180 de lei, puteai să le vinzi pe toate, aveai 1180 de lei și puteai să pleci acasă și să faci altceva cu banii. Cei mai mulți însă, este investiția la bursă este ca atunci când îți începe o companie. Tot profitul pe care îl faci, îl reinvestești. La noi se aplică un principiu. Vinde ieftin și cumpără scump. Însă nimeni nu știe când e ieftin și când e scump. Chiar vreau să te întreb. De unde știm? Când e momentul să cumpărăm și când e momentul să vindem? În funcție de strategia pe care ți-o faci, există investitori care ei se mulțumesc dacă o anumită acțiune le-a adus 10%. Chiar dacă ea mai are potențial să mai crească, dar dacă ei au obținut 10%, ei vând acea acțiune, pentru că și-au îndeplinit misiunea. Un lucru foarte dăunător în piața de capital și mai ales pentru un investitor este lăcomia. De aceea trebuie să ai o strategie. Deci, domnule, pe mine mă mulțumește să-mi aduc o acțiune 20%. După ce mi-a adus 20%, eu o vând. Nu mai contează că ea poate să aducă 40%, că poate va aduce, dar poate să se ducă și în jos. Însă mai este un lucru foarte important. De fapt, sunt două aspecte importante. Primul, o acțiune, chiar dacă se duce în jos și tu nu o vinzi și o ții pe o perioadă mai îndelungată ca ea să-și revină, practic pierderea ta de la, să spunem, 2 lei la 1 leu este doar o pierdere virtuală. Dacă nu vinzi acea acțiune, nu-ți marchezi pierderea. E doar o pierdere virtuală. Prețul a scăzut, dar dacă eu nu o vând și o țin până vine iar la 2 lei sau trece de 2 lei, pe termen lung eu pot să am un profit. Asta este un lucru foarte important de ținut minte. Deci dacă nu vinzi acțiunea, chiar dacă ea a scăzut, n-ai avut o pierdere. Portofoliul pe ansamblu scade, dar acel preț pe care tu îl vezi în contul tău este doar dacă fix în momentul ăla ai vinde tot ce ai. Evident, se spune că dacă nu pierzi ca investitor, înseamnă că nu te-ai școlit bine. Practic, această pierdere pe care se mai întâmplă, adică pierzi, câștigi, negustor te numești, știi cum e acea vorbă. Și dacă acțiunile mai scad, dar în acele momente înveți să-ți stăpânești emoțiile, să-ți întărești psihicul, să-ți clarifici strategia, să-ți limitezi lăcomia, pentru că, spuneam, asta este un lucru foarte important. Și mai este un alt aspect important. Tu, în orice moment, știi cât valorează
portofoliul tău. De exemplu, dacă cineva s-a gândit, domne, este mai bine să investesc în domeniul imobiliar. Că eu am văzut că toată lumea cumpără terenuri și apartamente și cumpără și eu un teren și îl țin și îl vând mai scump și așa mai departe. Da, se poate întâmpla asta, dar tu n-ai un preț în permanență al acelui teren, odată, că nu știi, ok, prețul pieței, da, de la prețul pieței până la prețul tranzacției e o mare diferență. Doi, nu este o investiție lichidă. Ce înseamnă lichidă? Înseamnă că tu poți să ai foarte repede banii pe ea. Nu e ca și cum ai avea 100 de euro și te duci la exchange și schimbi și primești bani românești pe ei. Sau ai niște bijuterii și te duci și iei bani pe ele. Ca să vinzi un teren, durează o săptămână, două, trei, o lună, două luni, poate și mai mult. Sau dacă ai nevoie urgentă de bani, scazi foarte mult prețul și atunci faci mai repede tranzacția, dar poate chiar nu la prețul care trebuie. Însă, o acțiune, dacă ai bani, să spunem, această economie despre care am vorbit că se adună lună de lună, și la un moment dat se întâmplă ceva, ai nevoie de bani urgent. Tu dacă vinzi toate acțiunile, ai bani în două zile. Deci lucrurile sunt foarte în avantajul tău pentru că ai acces la banii tăi foarte repede. Și la bancă acum, dacă vrei să te duci să scoți 10.000 de euro sau chiar și 10.000 de lei în cazul, să le dai mail, să te programezi ca să aibă cash în casă, să-ți dea. Deci nu, nici la bancă, dacă te duci fix în ziua asta și vrei să scoți niște bani mai mulți, nu poți. Trebuie să vii mâine. Deci exact același lucru. E ca și cum ai avea banii acolo și ai acces la ei imediat. Da, asta mi-amintește de o situație, nu știu dacă mai este acum la bănci, când aveai un cont de economii, era restricționat o anumită perioadă când aveai voie să te atingi de ei pentru că pierdeai dobânda. Pe când aici? Aici nu. Aici nu. Aici încă un avantaj. Deci încă un avantaj. Nu e că strici un depozit, că pierzi dobânda, că nu. Aici s-a întâmplat ceva, ai nevoie de bani urgent sau vine vreo scădere de asta bruscă a burselor, ai vândut imediat, ai acționat și te-ai acoperit și ai acces la bani. Nu avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să te rog să le transmiți arădenilor. Dacă ar trebui să citească ceva din domeniul financiar, care ar fi cărțile pe care le-ai recomanda, site-urile pe care ar putea să găsească tot felul de informații, adică unde s-ar putea informa în afară de, eu știu, cum e clubul ăsta? Clubul de investitori. Da. Așa, pur și simplu, pentru ei. Păi, presa de specialitate este o sursă foarte bună de informații. Publicațiile centrale economice, nu știu dacă pot să-l dau numele, dar acelea sunt care scriu în permanență despre companii. Fac o mică paranteză, când o companie este listată și presa o urmărește foarte mult. Fiecare raportare este preluată de presă și apar articole. Apoi, sunt sfaturi și cărți scrise de mari investitori, cum este Warren Buffett, care este un miliardar cunoscut la nivel global, care din bursă și-a făcut toată averea. Dacă îți place o anumită companie și începi să ai încredere într-o anumită companie, o poți urmări inclusiv pe site-ul nostru. Fiecare companie pe site-ul bfb.ro are o pagină individuală unde sunt toate rapoartele financiare, toate datele, toate bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, tot este acolo, câți angajați are, cum au evoluat vânzările, pierderile, profitul și așa mai departe. Și apoi, platforma despre care vorbeam, Fluent în Finanțe, aplicațiile de mobil pe care le avem și care se pot descărca pe mobil, că acum toată lumea este foarte conectată, seminariile pe care le facem și care sunt descrise publicului larg, toate sunt cu participare gratuită și, evident, clubul de investitori. Chiar acolo, pe Fluent în Finanțe, este o, cum să-i spun, un segment unde poți să mergi o secțiune unde poți să mergi să-ți testezi cunoștințele financiare. E foarte interesant. Chiar vă sfătuiesc, dacă aveți timp și curiozitatea, să mergeți, să vedeți cam cât punctaj faceți, nu știu, din 10 întrebări, câte le nimeriți, pentru că mai aveți habar despre una alta. Bogdan, mai vreau să te întreb. Vedeți că generația noastră, generația tânără, nu a noastră, generația care vine după noi, e din ce în ce mai curioasă de toată partea asta a dezvoltării tehnologice și poate că va fi sau ar fi curioasă și de investiții. Crezi că cultura asta sau informațiile astea financiare n-ar trebui învățate și în școală? N-ar trebui să se facă o disciplină care să învețe pe copii, hai, chiar de mici, cum să economisească, ce să facă? Eu cred că ar fi foarte bună, nu există... Din fericire s-au făcut câțiva pași în ultima perioadă, în acești ani, niște pași încă relativ timiși, dar s-au făcut. Există atât sectorul bancar, cât și noi, sectorul financiar, care avem programe pentru... Banca Națională, de exemplu, are un program pentru ciclu primar. Noi
Avem un manual care se numește Bursa și investițiile, care se poate studia la clasă, drept opțional. Anul acesta cred că se face pentru 3500 de elevi. Nu, pentru 5000 de elevi în toată țara. Deci dacă acum se uită la noi elevi de liceu, clasa 11, clasa 12, a părinților sau profesori de la școală, ne pot contacta și dacă la ei n-a ajuns manualul, pentru că noi lucrăm cu un ONG la nivel național care se ocupă de toată distribuția și de toată curricula, evident, cu ajutorul nostru a fost redactat, pot să-și aleagă la școală ca opțional sau să facă la ora de dirigenție sau să facă drept activitate extracurriculară, lucruri de genul ăsta. Noi la bursă avem ziua poților deschise, când vin elevi și studenți la noi și află despre bursă. În săptămâna altfel, când se întâmplă la școală, avem 4-5 seminarii pe zi. În toată această săptămână, în fiecare zi, vin clase de elevi de liceu și află despre ce presupune bursa. Da, ar trebui să se facă mai mult în acest sens. Noi avem discuții și cu autoritățile și cu Ministerul Educației și cu Banca Națională și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară să aducem drept curs, poate chiar obligatoriu, în școală acesta de educație financiară, dar este un proces mai de durată pentru că trebuie pregătiți și profesorii, trebuie creată curricula, sunt niște pași, dar sunt. Strategia noastră presupune și a ajunge în școli și a învăța de mici pe cei mici cum stă treaba cu administrarea banilor până la urmă. Ce important ar fi să aibă un asemenea start în viață, adică să plece cu niște cunoștințe din start. Da. E mare lucru. Pe când generația mea, de exemplu, toate astea ar trebui să le învețe pe parcurs, ba după ureche, ba acum, da, într-adevăr, tehnologia și internetul ne permite să aflăm orice informație din orice domeniu, dar nu e același lucru. Da. Va trebui să încheiem, pentru că spațiul rezervat emisiunii noastre s-a cam epuizat. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu că m-ați primit și când mă întorc la Arad mai vin. Da, te rog, și mai discutăm, că mai ar fi multe de discutat. Sunt convinsă că cei care ne-au urmărit au prins cel puțin o idee. Dacă nu, și vi se pare că a trecut foarte repede timpul și n-ați avut timp să vă notați, nu e niciun fel de problemă. De acum înainte veți găsi emisiunea și pe YouTube. Acolo, pe canalul televiziunii Arad și veți putea asculta din nou ce a împărtășit astăzi cu noi și cu voi, Bogdan Mungescu. Chiar a fost o lecție de educație financiară. Bogdan, încă o dată îți mulțumesc și eu personal și eu m-am folosit de ea și mi-a picat extrem de bine și mulțumesc, cred că, și în numele celor care ne urmăresc, arădenilor în mod special. Cu drag, a fost o adevărată plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost din nou lângă televiziunea Arad și ne-ați urmărit vorbind câte în lună și în stele despre educația financiară, chiar pe înțelesul tuturor. Vă doresc o seară plăcută, ne revedem săptămâna viitoare, joi, tot aici, la televiziunea Arad. Cine ești, ce ești și ce-ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.